Hai că și dumneavoastră ați fost arestat în același dosar? Nu, am fost arestat în același dosar, dar cunosc foarte bine toți băieții ăștia care sunt în dosar. Așa, și care e adevărul? Inclusiv și fetele care au fost acolo. Domnule, eu am fost prizat până de ce apopteam. Televizorul la care vă uitați, dați sonorul mai încet și ascultați-mă doar în telefon. Așa, și trebuia arestat colonelul pentru crimă organizată? Doamne, ce să spun? Eu sunt infractor, ar trebui normal să spun că da. Dar sunt ideologic și la dreptate și la adevăr și știind cazul foarte, foarte, foarte bine, nu trebuia să fie arestat omul ăsta. Nu trebuia, nu? Nu trebuia, domnule. Dumneavoastră, ce infracțiuni faceți? Am făcut. Ce ați făcut? Am făcut. N-are nicio importanță. Am înțeles. Am crezut că ați făcut de-astea cu pașapoarte și cu buletine false. Nu, n-am făcut așa ceva, domnule, nu. Eu am fost cu bătăi, cu scandal, nu mă înțeleg bine cu poliția, cu zău, înțeleg de nesimțiți. Inclusiv persoana mai dinainte, care spune că soția lui a fost arestată, da. Cum a mergat din viitorul. Acum 16 ani, în anul 90, am făcut un accident și m-a arestat. Uh-huh. Eram copil, aveam 14 ani jumate. Într-adevăr, penitenciarul Focșani este o mare mafie în penitenciarul acolo. De la comandantul penitenciarului, de la domnul Ionel cel Mare, care are vreo 4 afaceri cu cheretrea și cu lemn, știi, și domnul Mușetoiu. Că domnul Mușetoiu era la Inat. Imposibil să nu mă cunoască domnul Mușetoiu. Eu sunt frizerul penitenciarului. Frizerul penitenciarului? Da. Ați fost în pușcărie cu dânsul, cu domnul Paul Niță. Da, l-am fost pe om, am avut grijă. Am avut grijă de acest om ca să nu ia bătaie de la ăilalți oameni care aveau ură pe om. Că dacă ești polițist, nu contează, că omul n-a dat mandat de la nimeni, omul a fost la fașa, la buletine, la evidența populației, îl cunosc de mic copil pe omul ăsta. Adică mi-a făcut pașaportul eu, ăsta, buletinul. Uh-huh. Păi și ce, vreau să vă bată ăilalți în penitenciar? Ah, polițist în penitenciar. Era ceva normal, că omul polițiștii sunt bătuți în penitenciar. Vai de mine. Ah, nu ne-a spus asta, da. Și v-a salvat domnul Paul Niță, nu? Nu numai dâns, mai mulți. Mai erau și... Dar acum sunteți și dumneavoastră liber, domnul Paul, da? Da, eu sunt liber, sunt acasă, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și ce, domnule, sunt păduchi acolo în penitenciar? Ce sunt aia? Păduchi. Crocodil, domnule, nu păduche, nu mai sunt păduche, sunt mașinuțe din alea cu telecomandă. Și ce, în celulă la domnul colonel era cameră de la vederi, să-l filma tot timpul? Nu, asta la arest la Ploiești. La arest la Ploiești. Cum era cameră, domnul Teaconescu? Nu, la arest la Ploiești. Arest la Ploiești, într-adevăr, și arestul normal de aici. Da, vă auzim cu întrerupe. Bine, domnul Paul, mai vreți să spuneți și altceva? Da, am să spun multe măgării care s-au făcut la penitenciar. Comandantul penitenciarului de la Focșani de acolo nu avea nicio combinație cu omul ăsta. Omul este nevinovat. Omul n-a făcut nimic. E gândire normală. Eu știu ca infractor, eu am stat cu coma în bujor, cu nețințitul ăla în cameră. A, cu proxenetul? Da, cu proxenetul ăla, care e un disperat de viață. Ăla a băgat-o și pe Ferraru Angela. Păi și ăla ce spunea? Că în acte, în acte reiese că un colonelul nostru de poliție era subalternul proxenetului, că era în banda lui. Păi cu ce să fie în banda lui, domnule, dacă omului era foame de bani, se ducea și găsea niște oameni amărâți. Eu cunosc cazul foarte bine, domnul Diaconescu. Se ducea pe la țară și întreba oamenii, băi, vrei ca să-ți faci un pașaport sau un buletin sau alea? Și ducea acolo, omul nu avea nicio treabă, cu actii în regulă le făcea actile. Ce vin avea omul ăsta? De unde știa omul ăsta ce se întâmplă? Și dacă eu îmi fac un pașaport, de unde știe omul ăsta că nu-l vând în altă parte cu 500 de euro? Dar omul ăsta vă vină? Și nici subalterna lui nu era vinovată? Subalterna? Păi subalterna dânsului, eu am fost la secția bărbați, n-am fost la secția femei. Eu știu, dar cineva ar trebui să fie vinovat și pentru faptul că unii au acte false în România. Domnul Diaconescu, eu nu pot să știu dacă femeia a fost vinovată sau n-a fost nevinovată. Nu pot să acuz pe cineva pe nedrept, până nu știi cu siguranță, cu certitudine care e vinovatul. Dar eu știu bine, foarte bine, că într-adevăr, Toma Pujor a avut o combinație cu cineva în PNA în Ploiești. Deci eu mă duceam în cameră de două în două săptămâni să spun. Omul mă cunoștea de afară pe mine și îmi povestea cazul. Și mi-a spus în felul următor: o să-i dea lemne, o să-i dea bani,
cu ăștia de a, cum se face pe toată lumea la pușcărie, că lumea să tragă de domnul Mușetoiu și da, încă 2-3 iți, paternii dânsul, care au fost acolo, cunosc prea bine. Am înțeles, da. Coman Bujor, e toată filiera, jegosul ăla, ăla n-are casă, domne, doarme în gară, ăla e un infect. Da. Ăla e o Patagonie, doarme, bea țuică de prună și stă aici, până în parc, pe la Buzău, pe la piață. Nu zic nici șeful, nu zic nici șeful de... E șeful domnului colonel, domnul. Nu se zic șeful de grup infracțional organizat. Nu mi-l zic nici. Da. Păi ziceți dumneavoastră. Mulțumim, pe domnul. Să... Domnul Diaconescu. Da. Pe cum să fie șeful... Păi așa zice șeful... doamna procuror, că proxenetul e șeful domnului colonel de poliție. Pe doamna procuror, pe doamna procuror, dacă domnul Diaconescu... Aici la poliția Buzău, pe mine nu mi-e frică, ce dracu să-mi facă mie, să-mi ia cai de la căruță, ce să-mi facă mie? Vă mai arestează odată, iar vă arestează. Eu mă spun că cării sunt aici. Da. Bine, dar și altfel, dacă punem problema, vrea cineva să falsifice un act în România, nu vine la poliție cu șpagă să-l falsificați? Iar dumneavoastră, numai că nu o să recunoașteți niciodată. Nu face nimeni, domnul Diaconescu. Nimeni în România? Nimeni cu știință. Păi ziceți dumneavoastră, ce vrei risc mai mare ca un act fals? Dumneavoastră ați da un act fals în mâna unui infractor să vă aibă la mână? Sau nu un act? Sau nu, nu există cu știință polițist? Deci, domnul Diaconescu, dacă ți-a auzit un polițist că a făcut cu știință... Păi și toți ăștia care vin să falsifice acte, induc în eroare, domnul Diaconescu. Pe neatenția lucrătorilor. Pe neatenția lui, nu pe neatenția, inducerea lui în eroare. Că nu se duce cu un buletin de moș și el tânăr. Nu și-a fizionomie asemănătoare și buletin la 14 ani, că de la 14 ani la 24 se transformă mult fizionomia. Mulțumim, domnul Paulisa. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Haideți să ascultăm și finalul întâmplării. Ați fost arestat și dumneavoastră? Deci, luni trebuia să ne întâlnim cu cei de la Ploiești să facă confruntările. N-au mai venit cei de la Ploiești. Am întrebat, a zis că nu-i treaba noastră. Miercuri m-a chemat din nou capitanul Râmnicu.